Bine v-am găsit, balanțe! Voi face etalarea relațiilor pentru sâmbătă și duminică, deci etalarea de weekend este a relației, da? Relație care, bineînțeles, dă aspectul de acum și rămâne să vă gândiți pentru viitor. Nu o să mai refac prea curând această etalare, va mai dura până când veți primi această etalare din a relațiilor. Și asta chiar n-am mai făcut-o de mult. Haideți să vedem, deci, la baza pachetului ce aveți. Aveți un 6 de spade. Pentru balanțe vor să-și ia, am putea spune, o schimbare, să schimbați ceva în relația voastră, astfel încât totul să meargă spre armonie, spre bine, spre înțelegere, spre echilibru, înțelepciune, deci această dorință de armonie vă caracterizează. Șasele de spade, da? Voi întotdeauna vă doriți pacea, armonia, chiar de multe ori cedați din punctul vostru de vedere și bineînțeles că unii vă consideră slabi din punctul ăsta de vedere și consideră că își pot lua niște avantaje ei, dar relația voastră este într-un punct destul de foarte magicianul. Probabil că ambii parteneri vreți să protejați această relație, vreți să o ajutați să se dezvolte, să vă atingeți scopurile. Magicianul este Mercur, este cel care comunică, cel care poate să facă legătura între cer și pământ, poate să protejeze un scop. Dar în același timp poate să manipuleze persoane sau situații pentru a-și proteja sau pentru a-și atinge scopul. Ceea ce gândiți voi acum, balanțele, aveți în primul rând, am să le așez pe toate așa, deci gândiți marele preot, gândiți că trebuie să ascultați de acest mare preot și să nu etichetați, să aveți un comportament așa cum vă este cerut de acest mare preot în societate, în relații, să fiți diplomați, să fiți corecți. Acesta este aspectul cu marele preot. Deci chiar trebuie să fiți foarte atenți, fiindcă această arcană, când apare, ea chiar vă atenționează că poate să fie un moment de nervozitate, de slăbiciune, când chiar sunteți gata să cedați cumva și să fiți mai sever, mai exigent în anumite relații. Partenerul vostru gândește la o finalitate. Că în relația voastră trebuie să finalizați o etapă, trebuie să treceți mai departe, deci să mergeți mai departe la o altă etapă. Deci gândește această finalitate și ceea ce va urma după această finalitate. Voi sperați la dreptate, sperați să vi se facă dreptate, sperați să fie totul corect. Dreptatea aceasta, dacă sperați să vi se facă dreptate în justiție, atunci trebuie, este balanța cu spada sau o dreptate divină. Este o speranță pe care o doriți. Spada întotdeauna pedepsește pe cei care nu sunt corecți și ajută pe ceilalți.
De asemenea, trebuie să cunoașteți forța celuilalt de reacție, dar trebuie să stăpâniți această forță de reacție și trebuie, bineînțeles, să vă cunoașteți dreptatea și adevărul etern. Și judecata umană, puterea de judecată a omului. Și aici partenerul speră să vină binele spre el, speră să se întâmple ceva benefic. Am zice să vină dragoste, iubire, cum să spun, poate să spere să vină și un copil. Deci este o speranță, o dorință de a primi binele. Dar este un moment de visare, această speranță. Este ca o visare. Nu este ceva care va veni chiar. Este o dorință. Vă doriți acest lucru. Își dorește partenerul vostru acest lucru. Ceea ce arătați celorlalți. Voi, balanțele, arătați un patru de spade. Arătați un moment în care sunteți foarte, să zicem, supărați de ceva. Poate de comportamentul partenerului, poate de anumite situații în care ați fost puși sau puse, dar poate să reprezinte și acel moment de analiză în care, așa cum partenerul vostru speră visând, așa și voi s-ar putea să sperați să vă acordați un moment de analiză și ceilalți să vă vadă. Să vă vadă că vă puneți întrebări, să vă vadă că vă gândiți la anumite aspecte. Și acest lucru arătați. Dar, cum se spune, această analiză a unor evenimente, eu sunt corectă și spun, este urmată și de dezamăgiri, de păreri de rău, de regrete, că în anumite momente din viața voastră și a relației, în primul rând, nu ați luat o anumită atitudine, nu ați făcut anumite lucruri, ați lăsat să se întâmple ceva fără ca voi să vă spuneți punctul de vedere. Și acest lucru chiar se regăsește în acest patru de spade, aceste păreri de rău, regrete. Partenerul arată celorlalți leul, din câte îl vedeți, este leul. Leul arată forța, puterea lui de a se mobiliza, o mobilizare trup și suflet pentru a-și atinge un scop, așa cum este aici magicianul. Este echivalentul magicianului. Această forță este o forță interioară, o forță, cum să spun, de energie. Nu vorbim de luptă, de. Este o forță de a vă face să vă schimbați, să. Nu să vă schimbați, să vă facă să înțelegeți anumite lucruri, să vă îmblânziți. Poate că nu e corect spus îmblânzit, dar cam asta reprezintă, deci, aici forța, această femeie care are același semn deasupra capului, la fel cum este aici la magician, este semnul infinitului. Deci ceva care nu are limită, așa cum magicianul nu are limită în a-și proteja un scop, așa și forța nu are o limită în a-și atinge acel scop de a îmblânzi leul, de a-l face să își deschidă gura, să, cum să spun, să stea cu mâinile pe botul leului. Deci, leul care este o fiară, nu, neîmblânzită, este regele animalelor, este cel care nu poate să, zicem, să treacă cu vederea un asemenea gest, nu poate să accepte acest gest, decât în anumite situații, când este vorba de o putere, de o forță, de o energie, ceva foarte puternic.
nu de acea o energie sufletească, nu de o energie, o forță, să zicem, brută, ci de acea forță sufletească. Eu zic că aceasta este etalarea, vă doresc numai bine.